Goana, după vaccin, le dă foc la călcâie bogaților din Regatul Unit. Un șef de clinică din Wilmslow, Cheshire, a spus că un bogătaș a venit și a oferit 2000 de lire sterline ca să-l bage în față la vaccinare. Presa britanică vorbește chiar de 20.000 de lire sterline, prețul unui vaccin pe piața neagră. Doar că, cel puțin deocamdată, niciun medic nu s-a găsit să facă doze de vaccin pe sub mână. Neil Houghton, de la Federația Medicilor Independenți, spune că e o situație de urgență și că nimeni nu va putea să fenteze sistemul medical spre supărarea celor bogați.